Eduard a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist la 2 ani. Mama lui este cea care a înființat organizația Micul Prinț din Bistrița, revoltată că statul tratează astfel de cazuri cu indiferență. Prin eforturile ei, copilul poate să devină muzician. Compune fără profesor de la 7 ani și studiază la școala de muzică. Ca să afle lumea că sunt multe persoane cu autism și să se poarte frumos cu ei și să iubească. Pentru tot îmi doresc să fie în primul rând fericit și îmi doresc să trăiască într-o țară în care oamenii știu să respecte diferențele. Și din punctul ăsta de vedere lucrurile se mișcă mult mai încet decât credeam eu acum 10 ani. Parcul din fața Centrului Cultural Sinagoga Bistrița a fost colorat în albastru cu ornamente și desene, iar în capitală mai mulți copii din centrele sociale au asamblat puzzle-uri pe platoul din Piața Amzei. Toate persoanele care au tulburări din spectru autist sunt doar persoane atipice, nu au nimic defect, nu este nimic greșit în modul în care au fost alcătuiți, sunt doar niște persoane altfel. O nouă terapie inclusă în programele de suport se realizează cu ajutorul câinilor specializați. În multe cazuri, cei bolnavi socializează și se apropie mult mai ușor de animale domestice. Ajută ca motivație în activitatea copilului, ajută ca recompensă și face totul să pară mai relaxat și mult mai natural. Prima doamna României s-a alăturat campaniei de informare a opiniei publice privind gravitatea autismului. Conștientizarea acestei boli este primul pas pentru o societate normală. Obligația noastră și datoria noastră să ne ocupăm de ei și să încercăm să-i integrăm și să ne bucurăm împreună cu ei și cu părinții lor de ei. Statisticile sunt îngrijorătoare. În numai 2 ani, numărul copiilor cu autism s-a dublat și depășește acum 7.000 de persoane. Azi noapte, clădirile guvernului și administrației prezidențiale au fost luminate în albastru, în semn de susținere față de cei diagnosticați cu autism.